Sunt în grădina familiei Schmidt aici în București, familie care, iată, are o seră în care am găsit lămâi, măslin, portocal, dar mai multe lucruri, vă spune chiar proprietara, doamna Raluca Schmidt. Mulțumesc că ați fost de acord să filmăm la dumneavoastră. Bună ziua, bine ați venit la noi, ne bucurăm că vă avem ca și oaspeți și sperăm să descoperim împreună despre citrice lucruri neștiute. Cu ce începem? Pasiunea noastră pentru citrice a pornit datorită drumurilor de dese pe care le făceam în Grecia și în Spania. Așa am reușit să ne îndrăgostim de mandarini, de portocali, de lămâi și încet, încet am început să ne documentăm despre creșterea lor. Sunt plante care au un miros foarte parfumat. Am fost impresionați de faptul că au frunze verzi tot anul și de beneficiile lor nenumărate care sunt deja cunoscute. Dar n-ați început afacerea aici, în România, ci chiar în Grecia. Da, avem o seră în Kalamata, unde cultivăm multe soiuri de citrice. Acum de curând am început să cultivăm și soiuri care sunt pretabile foarte bine pentru România, care rezistă foarte bine la cele 4 anotimpuri din România. Sunt atât de încântată, văd că absolut toți lămâii au fructe. Portocalii, măslinul este plin de Da. măsline mici și frumoase care se vor dezvolta în continuare. Cum reușiți dumneavoastră să le păstrați aici? Este foarte ușor, se respectă pur și simplu anumite reguli de bază. Citricele, în general, toate citricele, preferă foarte mult lumina soarelui și plante care iubesc apa, dar nu în exces. În România este foarte bine de știut că atunci când le scoatem afară la soare, după perioada de iarnă, să nu le expunem direct în razele soarelui, pentru că se vor păta pe frunze, vor căpăta diferite pete negre. Da, e un stres Da, este la un stres. Se expune trecerea treptat, pur și din... simplu, câte o oră, câte Exact. 2 ore la luminozitate mai puternică, urmând ca ulterior, din luna mai, iunie, când în România este foarte cald, să-l putem expune minim 4-5 ore pe zi, direct în razele soarelui. Tot la fel de important este și iarna. Când îi ținem în casă sau îi băgăm undeva în interior, trebuie să nu fie temperatură foarte mare. Ei trebuie să stea undeva între 10-15 grade și le place în mod deosebit să fie aerul umed. Umiditatea aerului este foarte importantă pentru ei. De aceea, atunci când îi punem în interior în casă, este bine să nu îi ținem direct lângă o sursă de căldură, lângă un calorifer, lângă o sobă, pentru că vor cădea frunzele imediat. Este prima problemă cu care se confruntă majoritatea gospodinelor, să zic așa, care au cât un lămâi acasă sau cât un portocal. Este de recomandat ca iarna, atunci când sunt în casă și nu este aerul foarte umed, să-i pulverizăm pur și simplu o dată pe săptămână sau la 10 zile cu apă. Ne-ați spus că trebuie să facem trecerea din exterior în interior sau invers, destul de gradat, adică câte 2-3 ore, 4, pe urmă 5, așa că nu trebuie să avem niște ghivece mari. Și în Nu. discuțiile pe care le-am avut înainte de a realiza interviul, mi-a spus: nu, el are nevoie de un ghiveci mic, indiferent că e lămâi, Da. Rădăcinile portocal sau... citricilor nu preferă foarte mult spațiu. Ele au nevoie de un ghiveci relativ mic. Nu ne trebuie un ghiveci foarte mare. Este de preferat să avem un ghiveci din lut, pentru că ele nu suportă să aibă foarte multă apă la rădăcină. Din cauza aceasta, primăvara, când se face tăierea coroanei și transplantarea în alt ghiveci, se folosește un ghiveci de lut. Jos se pun 2-3 cm de piatră sau de nisip ca să asigure un drenaj foarte bun, să nu le putrezească rădăcinile, după care se folosește în general un amestec de pământ care se găsește pe piață, special pentru citrice, sau putem să facem singuri acasă un amestec din pământ, din lut, un pământ nisipos. Se vor uda o dată pe săptămână. Nu aplicăm următoarea udare până când nu vedem că la suprafață primii 3 cm sunt deja uscați. Adică atunci când apăsăm cu degetele pe sol, să vedem că pământul de la suprafață este uscat. Iar soțul dumneavoastră mi-a spus că este de preferat să punem apă în farfurioara ghivecului. Este, da, este
foarte importantă udarea să se realizeze cu apă la temperatura camerelei. Pentru că perioada de iarnă, dacă le punem apă rece, imediat le vor pica frunzele. Deci apa, dacă este la temperatura camerei, eu pun apa, pentru că folosesc apă de la robinet. O las pentru 24 de ore într-un vas deschis ca să declorinizeze, să elimine clorul, da? După care ajunge în astea 24 de ore la temperatura camerei și aplic o udare pe perioada de iarnă o dată la 10 zile. Dar spuneți-mi, în perioada asta ar trebui să le mai dăm ceva îngrășământ sau iarna nu? Sunt trei etape de fertilizare a lămâilor. Aceștia iubesc în luna martie, deci după ce trec de perioada aceasta de repaus, care este foarte benefică pentru că fără perioada de repaus nu avem înflorirea din luna martie. Deci este benefic pe perioada de iarnă să stea undeva la 10-15 grade, să piardă frunzele, este normal, nu înseamnă că rămâne fără frunze. Cea mai gravă greșeală pe care o fac toate doamnele este că atunci când încep să piardă frunze, le pun apă, apă foarte multă, deci este normală regenerarea aceasta a frunzelor. În luna martie începe fertilizarea pentru înflorire. Se aplică doar două tratamente cu conținut scăzut de azot. Sunt foarte multe produse pe piață, dacă au un conținut scăzut de azot, se aplică două tratamente, o dată și ulterior la o săptămână și jumătate, două. Aceasta stârnește înflorirea. Da. După care, din luna, după ce îi scoatem afară, aprilie, mai, se aplică un tratament de fertilizare cu micro și macro elemente. Este foarte important conținutul de fier și de azot. Citricele consumă foarte mult fier. Și după perioada aceasta de fertilizare cu micro și macro elemente, deja se leagă fructul. Din luna octombrie stagnăm orice fel de fertilizare în toamnă, ca să le oferim perioada de repaus. Deci pe perioada de iarnă, doar în condițiile de mediu date, adică dacă îl ții undeva unde este prea multă căldură sau atunci mai aplici o fertilizare o dată la două luni de zile. Dar pot avea niște boli acum când stau în interior? Da, se întâlnește frecvent. Sunt două tipuri de boli. Ori fac o miere, care se numește roa de miere, pe frunze. Frunzele devin lipicioase, pur și simplu. Foarte ușor înlăturăm această problemă. Pur și simplu le spălăm frunzele cu o soluție formată din apă și săpun sau cu o soluție formată din patru părți de apă și o parte de spirit de alcool sanitar pe care le avem în casă. Și odată înlăturat lipiciul acesta de pe frunze, am scăpat de problema respectivă. Dăunătorul care afectează mai grav lămâiul și care duce chiar la moartea copacului și la pierderea totală a frunzelor este păianjenul țestos. Este dificil să îl observăm pentru că este translucid și nu se vede pe frunze. Trebuie să fim foarte atenți atunci când încep să se îngălbenească frunzele sau să pice, să verificăm pur și simplu pe spatele frunzei, dacă dăm cu degetul pe spatele unei frunze, să nu ne rămână negru pe mână. Negrul acela pe mână sunt păduchii aceia, păduchii țestoși. Bun, și ăia lănoși ca au și lănoși, da, și recunoaștem că sunt ca niște bucăți de lână pierdută, așa, albicioasă. Și foarte ușor, după ce am observat aceste lucruri, se tratează cu fungicide. Se aplică două tratamente cu fungicid și s-a rezolvat problema. Doar că trebuie depistată din timp, pentru că este o boală care afectează repede lămâiul. Adică în 2-3 săptămâni de zile riști să rămâi fără planta respectivă. Ați amintit așa de tăiere. Când se face ea? În primăvară sau în primăvară? În primăvară se fac lucrările de tăiere ale coroanei și tot la fel de transplantat dacă este nevoie. După ce lămâiul atinge vârsta maturității. Acum, ce înseamnă vârsta? A pornit centrala, e voie tu să mai încălzește puțin. Ce înseamnă vârsta maturității? Ca să facă fruct, lămâiul are nevoie, se altoiește în primul an de viață. Toate speciile pe care le avem, acesta este un lămâi de un an de zile. Ca să facă fruct, el trebuie altoit. Deci la un an de zile se altoiește. La 4 ani de zile, lămâiul deja atinge maturitatea.
Adică din ce în ce mai mult, cu fiecare an care trece, își păstrează o parte mai mare de flori și fructifică mai mult. În cultură, lămâii ating la 3-6 metri înălțime și se recoltează aproximativ între 220-270 de kilograme pe an de la un singur copac. Trebuie să ai o casă mare, să ai un copac în casă. Sau o cultură în seră. Asta discutam înainte de interviu, că ar fi o afacere de nișă extraordinară dacă îți faci o seră modernă, să poți păstra temperatura controlată. Da. Poți să faci portocali, mandarini și lămâi și în România. Da. Bun, deci încep să-i tai primăvara, dar ce înseamnă tăierea asta? Se taie pur și simplu lăstarii proaspeți noi, care sunt de aici, în sus, da? Mm-hmm. Deci pur și simplu o palmă se taie și atunci îi formăm coroana și din acest lăstar tăiat proaspăt o să înceapă să dea crenguțe noi. Aha. În care vor apărea destul pe laterale, din care vor apăsa, destul de repede apar flori. Aha. Da? Deci după ce am tăiat lăstarul undeva la o palmă aproximativ, trei noduri de frunze, de jos încep să apară crenguțele și florile. Am înțeles. A, nu e o chestie foarte complicată. Nu, este nimic complicat. Dar spuneți-mi, pe tulpină văd că nu există. Deci ei se dezvoltă coroana numai în vârf, așa trebuie lăsat, nu? Sunt soiuri pe care noi am ales să le formăm o coroană, pentru că ei dezvoltă de la bun început, înainte să fie altoiți, crenguțe pe tulpină. Și când se aplică altoirea, de unde se face altoirea, se înlătură crenguțele de jos. Ca să nu ia din energie, ca să zic așa. După altoire, crenguțele de jos nu vor mai apărea, nu vor mai crește. La moio și în general citricele sunt foarte bune în această perioadă, da. Ne oferă vitamina C în mod deosebit. Avem soiul în mod special de cumquat, este un fruct care se mănâncă cu tot cu coajă, o mini portocală care are dimensiunea unei boabe de de măsline, este, să zic așa. Este foarte greu de îngrijit aici, doar după ce te-ai este foarte greu de îngrijit, în sensul că necesită foarte, foarte multă lumină și o udare mult mai rară decât cea a lămâiului. În schimb, dar are beneficii foarte mari, este un anticancerigen foarte bun, așa este. Este recunoscut pentru asta.